Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată că realitățile rurale au ajuns în partea de vest a țării, la Arad. Profităm de faptul că suntem aici la Agromalim și stăm de vorbă cu primari, pentru că trebuie să recunoaștem, mulți dintre primari sunt ancorați în ceea ce înseamnă agricultura României. Sunt ingineri zootehniști, sunt ingineri care lucrează în agricultură, medici, veterinari și așa mai departe, și foarte mulți dintre ei înseamnă că sunt atât de legați de ceea ce înseamnă rural și agricultură, că nu putem să-i deosebim și să-i despărțim. Așadar, spuneam că suntem aici și profităm de faptul de a fi cu studioul mobil la Agromalim pentru a invita primari din zona Aradului. Primul pe care l-am prins, aș putea spune, chiar în ziua deschiderii, este primarul satului comunei Bata. Este o comună undeva în sud-estul Aradului, domnul Ion Micurescu. Bine ați venit, domnul primar, și se spune Badea Ioane sau Badea Ioane. Așa este. Badea Ioane, datorită unui roman scris de scriitoarea locală Delia Micurescu, unde surprinde pasiunea mea pentru viața la țară. Bata este situată la limita județului, acolo unde se întâlnește județul Arad cu Timișu și aproape cu Hunedoara, într-un sat unde predomină valorile etnografice, iar ritmul trepidant al marelor orașe nu se face simțit și liniștea care se așterne peste zona noastră atrage călătorul ca un magnet. Iar mai mult decât atât, faptul că satul meu stă sub privire atentă a castelul Mocioneștilor și a arborilor seculari din codul Răibanului îl face și mai enigmatic și mai dorit de explorat. Sunteți într-o zonă pe care mă descrieți ca una a raiului, dacă spuneți, așa cum a spus mai devreme. Care este o scurtă istorie, un istoric al comunei? Când a fost atestată? Ce fel de oameni au venit acolo? Ce fel de, credințe sunt în zonă? Haideți să descriem un pic, dăm o imagine și mai frumoasă. Știm că imaginele spun multe, dar câteodată și cuvintele ajută la a completa frumos aceste imagini. Comuna Bata este alcătuită din patru sate. Satul Bata, Țela, Bacăul de Mijloc și Bulci. Majoritatea sunt de credință ortodoxi, dar avem Bulciu, acolo unde mulți ani a domnit familia Mocioneștilor, Antoniu Mocioni, care a fost mare maestru domnitoare a curții regale, apoi Stircea Mocioni, care a fost secretarul maiesteții sale regele Mihai I, și ei au fost catolici. Deci un sat întreg este catolic. Avem interesant, baptiști, foarte interesant. Interesant, da. Avem baptiști și mai nou penticostali. Dar trăim cu toții într-o armonie desăvârșită și cred că rolul edilului șef este de armoniza vis-a-vis de culte și a trăi, așa cum spuneam, într-o armonie și în o relație, chiar mai mult decât atât, avem reciprocități vis-a-vis de primarul merge la toate cultele, dar și ceilalți seteni merg ortodoxi la catolici, la slujbele, fiind decalate învierea și Sfintele. Aveți multe sărbători cu ocazia asta. Da, da. Cu multe date. Deci trăim într-o armonie adevărată. Majoritatea locuitorilor din zonă trăiesc din agricultură. Suntem o zonă mai departe de urban, cu puține posibilități de locuri de muncă și trebuie să fim cinstiți. Investitorii care vin acolo sunt cei care valorifică resursele locale. Piatra, avem o carieră mare de piatră, o companie germană o exploatează și mii de metri cubi de cribluri asfaltice au luat drumul spre culoarele europene, autostrăzile atât de necesare, care ne face să circulăm în, cu beneficiu, economie de timp, de bani, siguranță. Da, da? Apoi balastru, nisip, ceea ce avem pe râul Mureș, multe balastiere, pădurile, exploatarea pădurilor, investitori în exploatare și după Revoluție s-a solicitat, s-a retrocedat o suprafață de 10.000 de hectare moștenitorului de drept al lui Stircea Mocioni, Michael Eduard Stircea, care, așa cum am convenit la început când s-a mutat aici la Bad, nu, dumnealui locuiește în Londra, dar când a sfârșit activitatea, când are o fabrică de cherestea, că așa am stabilit, ca în afară de lemnul de foc, tot ceea ce se valorifică să se facă cu o primă prelucrare, adică creează
un impact social odată, locuri de muncă. Și sigur plus valoarea și care vine comunității mele din punct fiscal de lucru, toate firmele care lucrează pe raza Comunei Bată au punct fiscal de lucru. Aveți, de asemenea, multe, aveți multe păduri, să înțeleg, pădure este multe, destul da, de multe. Da, suprafață mare de pădure și de asemenea investitorii nu români, dar nu contează, au făcut firma P1P Forța Populus, cea mai mare pepiniere de plop energetic. Nu mai spuneți numele, că mergeți și le tăiem factură, să știți, domnul primar. Da, nu facem. Cea mai mare pepiniere de plop energetic din Europa, 3 milioane de butași. Exportă și duc și în România sau nu mai e în export? Nu. Din păcate, materialul biologic, materialul seditor, nu se plantează în România, ci dincolo de granițele României, acolo se fac plantații, pentru că din păcate, spun tot din păcate, la noi nu se dau plăți compensatorii subvenții pentru această cultură. Da, aici e o mare problemă. Așa, mare problemă. Așa s-a negociat în 2007, așa este acum. Da, și probabil că va rămâne încă o perioadă, cel puțin. Spuneați că aveți, iată, investitori, aveți agricultură. Avem mai agricultură. Mai mult zootehnie, să înțeleg, dacă aveți multe păduri, sau aveți și cultură mare? Noi avem cea mai mare suprafață pe zona teren aluvional, zona Mureșului, de teren dășes, care este cu un potențial ridicat. Anul trecut, cu seceta, un pământ bun, da? Anul trecut, cu seceta care a fost, ne-a prins și pe noi, s-a făcut 6 tone jumate la porumb. Celălalt an s-au făcut 9 tone. Noi estimăm că în acest an, cu ploile acestea, un an bun, să depășim 10 tone pe hectar. Nu spun că toți fermierii, dar majoritatea celor care cultivă teren la Bata au peste 10 tone, sper, sau în jur de 10 tone la hectar. Asta e bine, pentru că dacă ei, cum să spun, câștigă și sunt bine, presupun că au teren arendat, nu? Foarte mult. Celor care au arendat, de la care au arendat terenul, le pot da mai mult și așa mai departe. Deci înseamnă o parte este terenul bunăstare și prosperitate. Proprietate și o parte este teren arendat, da. Avem câteva companii, o companie belgiană care sunt lideri mondial pe var. N-avem voie să spunem. Nu. Da? Au 600 de hectare de teren în care vor să facă biomasă, cu care vor prăji, să spunem, piatra de la fabricile lor de var. Am înțeles, i-ați lăudat pe toți aceștia, înseamnă că aveți la buget, vă intră banii îndeajuns de mulți, că să puteți să faceți lucruri. În tot ceea ce toate companiile care au punct fiscal de lucru sau sediu social, din ceea ce varsă la trezorie, 41,7% vine la mine, la buget local. E bine. Da. E bine. Acum, sigur, toți primarii dorim ceva, să crească calitatea vieții. Toți primarii dorim să crească, să fie diferența cât mai mică între mediul rural și mediul urban. Să fie condiții până la urmă. Sigur. Cu toții am mers în țară, peste tot să văd, așa și la mine, reabilitate, unitățile de învățământ, școli, grădiniță, biserici, dispensare, cămine culturale, infrastructură rutiere, pietonală. Dar pe lângă acestea, una din grijile mele, pentru că m-am născut în satul ăsta, aici am copilărit, aici mi-am întrebat familia, aici muncesc și vreau să rămân până după ce îi trece în lumea umbrilor și după. Mi-am și găsit locația mea, da? Undeva spuneam soției, mai aproape de pădure, că mi-a fost drag Codru. Și mi-e drag ceea ce fac, savurez fiecare realizare a satului meu ca pe una proprie, privată. Da. Să știți că în urmă cu 12 ani eram consilier județean și pe cartea mea de vizită scria inginer Ion Micurescu, țăran individual. Țăran individual, ce frumos! Una din cele două fete, am doi pumni de viață, că atunci când mă gândesc la fericire, mă gândesc la cei doi pumni de viață, fetele lui tata. Ați plantat ceva în viața asta. Da, mi-a spus, tata, dar tu ne compromiți, tu ne faci de rușine, a spune că ești țăran, asimilând oarecum țăran... Cealaltă conotație a cuvântului cu țăran. Alo, CAP-ul, de ceva, de genul trecutului, da. Și le-a rupt și le-a băgat în foc. După mai mulți ani, fiica mea a studiat în Franța, chiar pe la Sorbona, acum lucrește la Paris, predă franceza în Paris acolo, la francezi, predă franceza. Și mi-a spus așa, tata, mie mi-este rușine acum, că atunci când era mic am spus, cuvântul țăran este unul rușinos. Să știi, tata, că acolo în Franța, țăranul francez
stă la masă cu parlamentarul, cu guvernanțe, el asigură siguranța mondială alimentară, nu-i place ceva, dă drumul la lapte pe Champs-Élysées, nu-i trebuie aprobări, nu-i ca la... este diferit acolo. Dar da. Are altă putere. Și atunci? Fermierul de acolo sunt altfel organizați și chiar atunci când bat cu pumnul în masă, bineînțeles, ca figură de stil, chiar să-mi luați în seamă. Că toată la noi nu se întâmplă lucrurile. Așa este, așa este. Și noi avem o forță extraordinar de mare dacă am fi mai bine organizați. Așa e. Și dacă mai este permis, aș mai spune o întâmplare a satului meu. Avem, o să spunem mai multe care... de cursul emisiunii Realități Rurale. Un sătean de-al meu pe nume Vasile Ișfănescu, a noștri spuneau Văsălică Ișfănescu, a făcut armata în perioada austro-ungară la Călăraș cu Schimbu. Și acolo, la revistă de front, generalul maghiar i-a întrebat, tot la 10-lea, ce meserie ai? Și aproape toți au răspuns, locotuș merșter, cociș părageș, locotuș căruțaș de părageș și lăcătuș. Întâmplarea face să-l numească și pe al nostru, pe Văsălică Ișfănescu. Ce meserie ai? Și el răspunde cu fălășenia bănățanului, eu mi-s paure, eu mi-s săran. Generalul a spus, în ungurește, concediu urlab. Dați-i duflu urlab, două concediu. Ăsta asigură pâinea țării. Să-i dați două urlab să meargă acasă și să recolteze greu da. Și da. N-a avut el așa mult greu, dar el a mai rămas acasă mai mult decât... A profitat un pic, da. Dar mesajul vostru era, eu sunt țăran. Și atunci, vedeți, astăzi toată lumea încearcă să-și spună fermier, producător agricol, orice, dar să nu spună țăran. Da, nu trebuie să ne fie rușine de această... Nu. De aceea mi-aș permite țăran. Să fac pledorie pentru țăran cu câteva strofe în grai. Câteva strofe de la Bade Ioan. Tot mai des pe la orașe, mă apasă în timpane vorba unonima lume. Ia ascultă-mă, țărane! S-au făcut pe la orașe fel de feluri de cafane. Merg să beau și eu un cola. Bea cu paiu, bă, țărane! Câte sară lângă casă, bate unul în betoane. Îndrăznesc să-i spun săgate. Schimbă placa, bă, țărane! Pe la gară, unul are patru geamantane. Vreau să trec și el îmi spune, nu pe aici, bă, țărane! De-aia stare supărat și mă pasă în timpane. Vorba asta tare proastă. Bă, țărane! Băi, țărane! Da, este cine are urechi de auzit să audă și sunt sigur că sunt mulți care ne vor urmări, pentru că astăzi, într-adevăr, să fii țăran înseamnă să fii ceea ce spuneați, să faci pâinea țării, să faci ceea ce e bine. Și mai ales pentru că domnul primar în dublă ipostază atât ca și vânător, de fapt, mai multe ipostaze, vânător, iată, și eu știu să spun, om care este îndrăgostit de poezie, om care știe foarte multe din zona de agricultură, de zootehnie și mai ales ca edil al comunei, trebuie să avem grijă de ceea ce înseamnă ruralul la noi. Rural la noi începe să fie din ce în ce mai eu știu, atacat de lucrurile astea urâte din țară. Trebuie să păstrăm acolo și de acolo ne vine identitatea până la urmă, nu? Ca și români. Domnul primar, cum stați cu infrastructura? Acum o iau direct, știți, așa abrupt, infrastructura. Drumurile, aici se plâng mulți că reușesc odată să ia fonduri pentru ceea ce înseamnă drumuri, reușesc să ia fonduri pentru ceea ce înseamnă apă curentă, canalizare și alte lucruri. Cum e satul dumneavoastră din punctul ăsta de vedere? Populația este una îmbătrânită sub aspect de titlu. Dar noi nu putem sta cu deștul în gură primarii să lăsăm acești săteni ai noștri, părinți, unii chiar bunici, să stea în condiții, să spunem, vitrege. De aceea trebuie să avem o implicare în realizarea obiectivelor de interes comunitar. Da? Da. Așa că am realizat pe fonduri europene o componentă... Noroc cu fondurile europene, cum se spune, știți? Multe se pot, s-au putut se face. Pot. Nu e chiar așa ușor, spui, numai te apeți și ei. Nu, sigur, nu, trebuie nu, preocupare nu, și nu e așa simplu, dar se pot accesa. Da, aici da, sunt delicate da. Toate lucrurile. Și am făcut legăturile între sate, toate sunt, eu zic, modernizate, asfaltate, da? Între satul vecin, la Lașințu, de altă comună. De asemenea, împreună cu colegul de la Bârzava și de la Conop, am făcut un ADI și am făcut împreună
un proiect pe care am câștigat modernizarea infrastructurii. Da. Știi, infrastructura... Aveți mulți kilometri de drum în comună? Mulți. Și vreau să vă spun, dacă sunt 4 sate, da, și sunt răspândite. Da, la una la 3 km jumate, două în la 2 km și cealaltă este legată. Dar trebuie să vorbim, dacă sunt de la emisiunea Agro TV cu specific și agricultură, sigur, despre infrastructură agricolă. Agricolă. Pentru acces aici, la ceea ce înseamnă exploatațiile agricole, da, până la urmă. Dar vorbim și de drumurile acestea din terenul agricol. Eu am un mare beneficiu. Pe raza comunei mele există o carieră de piatră și colaborarea mea cu conducerea companiei este una de excepție. Înainte a fi primar, am lucrat și eu acolo. A, deci sunteți foarte legat, am înțeles. Da. Și eu la primărie am o autobasculantă, buldo-excavator, prin gal, să înțeleg. Și compactor. Da. Nu, le-am luat din bugetul propriu. Din bugetul propriu? Da. Și mai bine. Și piatră îmi dă atât cât pot să duc eu, să aștern pe... Da. Deci toată este două categorii de piatră, nu criburile asfalții care e scumpă și care... Ci mai mare. Refuz de ciuri și două categorii care mi-o dă gratuit câte am eu nevoie. Deci un parteneriat extraordinar. Asta e foarte bine. Da. Și atunci, drumurile toate au aceste... Toate drumurile sau aproape toate drumurile de exploatare, drumuri vicinale, toate sunt pietruite. Deci pietruite și în orice timp există acces. Dacă se poate recolta azi la porumb în luna noiembrie, vine camionul în câmp, pe oricare din parcele poate ajunge camionul. Intră fără probleme până acolo, da. Asta e nu-i puțin mult lucru. Da. Dar vreau să nu trag mult pre turta mea, să spun, am un beneficiu, adică parteneriatul cu această carieră, că este lângă mine la 3 km. Poate mulți colegi de-ai mei ar face, sunt convins că ar face ce am făcut și eu, dar e cariera mai departe sau da. Costurile cu transportul fiind destul de mari și piatra gratuită. Păi, mă gândeam mai departe, poate că, apropo de firmele care fac drumurile, asfaltul, poate făceați un barter cu ei și dați dumneavoastră materie primă și am făcut ceva. Și așa am făcut. Ca să vă facă mai ieftin drumurile. Mai câștigați un kilometru în plus. Da. Ca, eu știu, o noutate, să spunem, s-a sesizat Antena 1, a venit la mine. În urmă cu 8 ani de zile am făcut un gard de limitare a intrării vânatului din păduri în culturile agricole. 98 a fost un an cu o inundație mare și mai câțiva ani la rând au fost râul Mureș s-a revărsat, s-a compromis da. Culturile altă dată total în 98 total, altă dată parțial. Și dacă nu vinea apa să supere pe noi, atunci, cavalerii negri ai pădurilor ajungeau în culturile agricole și făceau pagube mari. Și atunci am hotărât să facem un gard de a limita intrarea vânatului, fără să mă gândesc în urmă cu 8 ani că va veni această peste porcină africană, da, pe peau, care ferească Dumnezeu, să se oprească. Eu zic că prin măsurile care trebuie să le ia guvernanții și toate instituțiile statului să... Trebuie oprită. Da, și trebuie oprită. Și iată că astăzi este și în beneficiu... Ajută enorm. Da? Pentru că nu ajung la culturile agricole. Dacă ar fi un mistreț bolnav cu peste și ar lăsa excremente sau ar gusta din bunătățile din porumb, așa... Porumbul care... ai compromis, așa e. Da, da. E, iată că am reușit, fără să fac o previziune că acum se va întâmpla, dar este benefic sub exact toate aspectele. Mai am un avantaj că dincolo de limita OAT-ului meu este râul Mureș, tot un fel de barieră. E graniță? Da. Și o barieră naturală. Mai și treci câte un mistreț, însă nu, eu știu, numărul așa de mare cum ar fi dacă, eu știu, dacă între pădure și cultură agricolă n-ar fi acest gard. A fost eficient atât pentru pagube, cât iată și acum cu această maladie. Tot vorbeam de animale și pentru că trecem către, o legăm de tot ceea ce înseamnă zootehnie. Ce crescători de animale aveți acolo? Ce efective de animale aveți în comună? Avem peste comună? 6.000 de oi. Acum, există o reglementare. Ea a fost, până la un moment dat, un pic ambigu cu... La ce distanță accesul... față de... Nu, noi știți...
vis-a-vis de distanță și de miros, familia mea are o modestă pensiune și cei care vin, suntem gazda multor manifestări culturale, de la tabere de creație de pictură, profesioniști, ilustrație de carte, cercetare etnografică, proiect european Ed Lettera, am ajuns la 10-a ediție, festivaluri, folk, festivalul Vânătorii, da. Dar iasă pictorii afară, din incinta pensiunii, și mestecă câte o baligă. Da, și nu se sfiesc. Care miroase, da. Și da, și miroase poate, fain. Da. Și iată pentru unii, când vin acolo, care stau 3-4 ani pe dincolo, fac așa. Dar născuți tot cu mine, am copilărit împreună. Da, sau, da. Au uitat. Și-au uitat, da. Pe când, dincolo, afară, merg pe la fiica mea, nu sunt așa mbofturoși. Ies afară din Paris... Chiar caută mirosurile astea. Chiar caută mirosurile astea. Autentice și... Ați înțeles exprimă mesajul, da, sper că și telespectatorii... Da, da. Da. Și spuneați că la 6.000 de oi, ce aveți o caracteristică în zona? Noi avem pășune care am dat-o... În concesiune? În concesiune. Asociației... A participat la noi, la închiriere, doar cei care au domiciliu pe satul pe Bata zonă sau reședința, animalele înscrise în registru agricol. Corect. Și animalele înscrise în registru național RN. Nu puteam să accept eu, ca primar, cu votul de încredere a sătenilor mei, să vină cineva să dea un leu în plus, un milion sau 10, nu mă interesează cât, să vină din zona, din altă parte, și să dea mai mult și a mei să spun unde pășunează sătenii mei. Așa ceva n-aș fi acceptat niciodată. Da, asta e foarte bine. Și este și legal și moral. Sigur că da. Dar nu este neapărat licitația să fie câștigată de cel mai bun preț sau cel mai mare. În cazul acum legislația permite să se facă încredințare directă, dar înainte... Așa este, da. Era una acum permite. Acum este legal, dar înainte n-a fost era. Și 70% este luată de asociație și 30% la liber au vrut să gestioneze singuri. S-au desprins din asociație, ea a fost 5 ani de zile. Da, au luat o bucățică. Dacă este democrație și un stat liber așa, și legislația permite, așa am făcut. Au vrut să iasă în asociație și li s-a pus la dispoziție, li s-a închiriat pe coordonate GPS. Fiecare cât a avut nevoie de funcție de numărul de animale. Pe unitate vită mare. Unitate de, corect, vită mare. Aveți oi în transparență totală, cu toți de față s-a făcut împărțirea acestei vă pășuni. Vă cred. Cu toți vă de cred față. 6.000 de oi, câte vaci? Vaci puține. Vaci puține, din ce în ce mai puține? Tot sau mai puține. Tot mai puține. Adică nu sunt totuși niște crescători, asta sunt vaci la, cum se spune, acasă la om în curte. Da. Nu? Sunt câțiva crescători care au 8-10 vaci. Puțin. N-avem... o firmă care se prelucrează laptele. Ei n-au unde să vândă laptele. Asta e marea problemă, nu? Mare. Nimeni. A fost în satul Țela, în sat ce aparține de colectare, punct de colectare și făcea o telemea. Omul a avut o anumită vârstă, a închis, sau poate și alte motive. Da. Înțeles, vedeți, tot cu vârsta. Apropo, că nu poate fi legată decât de om. Dacă omul nu are pe cine lăsa în loc și are o vârstă și nu mai poate, se cam termină și afacerea. Și dacă afacerea asta este, cum spuneați, centru de colectare, iată că afectează și pe alții. Eu nu vreau să duc acuze că pleacă acolo, pentru că toți pleacă la un trai mai bun. Fiica mea a plecat dincolo, mă rog, a fost la studii, a fost la Toulouse, a fost la Nice, a fost la Paris. Au avut-o repede cei de acolo să rămână acolo. Da, da. Păi și noi dacă în România ne permiteam... Ormona, da, 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 tocmai asta. Dacă și noi în România ne-am fi permis să le oferim niște condiții apropiate, financiar vorbesc, de ceea ce afară, sunt sigur că ar fi venit înapoi acasă lângă familie. Și ceilalți care lucrează, li se spun căpșunare sau li se spun cei care lucrează în, sigur, în Spania, construcții, în Italia, în... Da, da, da. Domeniile acestea. Dacă condiții, uitați, se face o lucrare de mare anvergură, cu doar o 4 pan european, trenul de mare viteză, și el îmi taie terenul meu agricol în două. Da, dar o să-l vedeți săgeata albastră, cum se numea atunci, TGV-ul, să-l vedeți așa, pac, pac. Glumesc. Nu știu, am făcut TGV-ul, dar haideți, nu este normalitatea să meargă cu 30-40 la oră un tren. Mi se pare normal să avem... Să faci mai mult decât pe vremuri, să faci București-Arad cu 2-3 ore mai mult decât se făcea înainte de 89. Da, așa da, corect, da, da. Trebuie să vedem și importanța majoră a acestui obiectiv. Acum, eu, sigur, am votul sătenilor mei. Eu trebuie să-i apăr pe ai mei. Sub ce aspect? Le-am spus tuturor celor de la Stalti și FCC, este o asociație
italieni și spanioli care au câștigat licitația. Da. Și da, le-am spus, sunt partenerul dumneavoastră în condițiile în care respectați niște norme, niște legi scrise și nescrise. Mie îmi trebuie umectat tot timpul, trec camioane de mare tonaj. Aici sunt culturi. Veniți cu tot, exact. Culturi pentru consum uman și animal. Sigur. Eu nu pot să vă las să faceți. Nu pot fi stricate în ghilimele, nu pot fi sigur afectate. Sigur că da. Și am, până acum, mergem pe coordonate bune. Foarte bine. Domnul primar, facem o pauză publicitară. Mergem apoi, după câteva minute de publicitate, în partea a doua emisiunii. Sunteți la Realități Rurale. Vă reamintesc cu Badea Ion, Badea Ioane, de la comuna, din comuna Bata, din Arad. Revenim în câteva momente la Realități Rurale.